Comuna Bocșa va avea până la sfârșitul acestui an canalizare. Potrivit edilului Ioan Barou, proiectul este unul de amploare, mai ales că se derulează în asociere cu Comuna Chiejdi. Suntem în asociere cu Chiejdi. E o lucrare foarte mare și avem și extindere de canalizare și apă pe comună. În 2007 atunci am făcut asociația comunelor și m-am dus cu Chiejdi că era o comună mai mică și ei nu puteau beneficia și atunci i-am luat cu Comuna Bocșa, beneficiază și ei. Lucrările la canalizarea din Comuna Bocșa sunt finalizate în proporție de 92%, iar până la sfârșitul anului localnicii se vor putea bucura pe deplin de avantajele acesteia. Costul proiectului se ridică la 16 milioane de lei.